Bună seara, dragi mei prieteni! Mă bucur că am posibilitatea să vă salut cordial cu pacea Domnului Hristos. E vineri seara, un, în început de sabat binecuvântat în România. Vreau să mă bucur de prezența Domnului Hristos, așa cum vreți și dumneavoastră să vă bucurați de prezența Domnului Hristos. În această seară m-am gândit să povestim puțin despre lucruri care apar în lumea socială, în lumea religioasă și anume jocuri de putere. Creștinismul lui Hristos și creștinismul oamenilor a fost întotdeauna în discordie. Hristos și cezarul sau dacă vreți cezarul și Hristos au avut întotdeauna opinii diferite. În timp ce Domnul Iisus spunea împărăția mea nu este din lumea aceasta, nu vă fie frică de mine că nu sunt parte din competiție, nu doresc niciun tron pământesc. În opoziție cu această declarație a Domnului Hristos cezarul spunea mai degrabă prefer să fiu primul om dintr-un sat de barbari decât al doilea om în Roma. Este foarte clar că diferența de paradigmă între ceea ce gândea și credea Domnul Hristos cu privire la împărățiile pământului și ceea ce gândea oamenii erau foarte diferite. De aceea și urmașii Domnului Hristos au întâlnit aceeași dificultate de-a lungul secolelor când cezarul dorea să fie și autoritatea pământească, regele absolut, domnitorul absolut al pământului, cât și Autoritatea Dumnezească. Din acest motiv, creștinii au fost persecutați de-a lungul veacurilor, sunt încă persecutați pentru că ei consideră că împărăția lor nu e din lumea aceasta. Într-o situație ciudată, mama fiilor lui Zebedei vine în fața Domnului Hristos și îi așează unul la dreapta, unul la stânga, pretinzând ca ei să fie cei mai mari în împărăția lui Dumnezeu. După o serie de câteva întrebări, Domnul Hristos le spune: ia parte pe cei doi și spune: nu vă îmbibați cu spiritul mamei voastre că nu e bun. Spiritul acesta de competiție, de măreție, de spiritul ăsta care practic îl domină pe Cezar, nu-i așa? Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste națiuni și mai mari lor poruncesc cu stăpânire, adică cu asuprire sau autoritate, vrea să spună în Biblia. Între voi să nu fie așa, ci oricine vrea să fie mai mare între voi. Să fie slujitorul vostru, și oricine vrea să fie cel din tâi între voi, să fie servitor, să fie rob. Pentru că nici Fiul Omului n-a venit să îi se slujească, ci el însuși a venit să își dea viața ca răscumpărare, ca preț de răscumpărare pentru mulți. Deci, este clar, încă o dată, spun că între perspectiva Domnului Hristos și perspectiva Cezarului, care l-a aruncat pe Cicero după pod, după ce s-a folosit bine de el, E o mare diferență între perspectiva Domnului Hristos și perspectiva împăratului. Și totuși circula pe vremea aceea suspiciunea că Domnul Hristos ar fi atentat sau ar fi poftit scaunul cezarului. Au fost rumori întreținute și lansate de iudei și nu de romani, care finalmente s-au materializat în crucificarea Domnului Hristos. Una dintre cele mai frumoase compilații de idei despre viața Domnului Hristos vorbesc despre cartea The Desire of Ages sau Hristos Luna Lumii, are o declarație celebră cu privire la sfârșitul disputei între Cezar și Hristos. Textul spune că trădare împotriva guvernului roman a fost crima pentru care Hristos a fost crucificat. Treason against the Roman government was the crime for whom Jesus was crucified. Deci, l-au pus pe cruce pentru că Mântuitorul, se presupune că ar fi conspirat împotriva autorității romane. Cine ar fi crezut că este posibil ca într-o lume atât de dreaptă și de justă, nu? Condusă de Roma de ieri și Roma de astăzi, Domnul nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să fie suspectat din senin, fără martori, și apoi judecat de cea mai mare instanță a lumii ca fiind un impostor? Cine s-ar fi gândit la aceasta? Roma este imperiul cu cele mai multe conspirații și comploturi din istorie. Acești închipuiți zei încarnați au avut vieți foarte scurte. Au venit la tron prin asasinarea celui de la putere, au plecat din lumea aceasta la fel, fiind asasinați. Mă întorc la jocurile de putere prezentate de era modernă și jocurile de putere manifestate de pe vremea lui Voltaire, atunci, în vremea nașterii marelui ateism francez. Dacă el este sau altul nu mi-aduc bine aminte, deci se vehicula ideea că politica este modul prin care cei fără principii îi conduc pe cei fără memorie. Pilat era un justițiar șantajabil și dacă vreți și oportunist, impresionat de Duhul lui Dumnezeu totuși, convins de faptul că Domnul Hristos are stofă de împărat, așa cum l-am și întrebat, dar un împărat tot ești, nu-i așa? În momente de presiune și tensiune maximă, acest Pilat are tendința de a compromite. În ultimă instanță pus la colț de gloată, văzând că miza este mare și jocurile de putere pot afecta viitorul și destinul lui, pun o întrebare capitală, domnului Hristos. Mie nu vorbești? Nu știi că am putere să te restinesc și am putere să-ți dau drumul? Adică, dacă ar fi să traducem versetul sau textul în limbaj modern, am putea spune, adică chiar pe mine mă ignori. Chiar pe acela care este singurul în stare să te scape de la moarte? Adică nu cunoști legea sau nu citești gândurile că eu sunt autoritatea supremă, reprezentantă a Imperiului Roman, într-o provincie invadată de noi? am putere să te restinesc. Auzi la el, avea putere. De câte ori în viață ne avem și noi tendința aceasta, prieteni, de a exercita puterea disprețuind sursa puterii? Uitând cine ne-a făcut pe noi mari, uitând cine ne-a pus pe noi în poziții de responsabilitate. Oamenii satului ajunși undeva sus, uită să mai dea bună ziua colegului de clasă, pentru că își uită rădăcinile, îl uită pe Dumnezeu, și uneori își uită și părinții, și familia, și rudele, datorită poziției atât de înalte, o poziție de semilună, pe care o primesc, și de fapt, după aceea, uită sursa puterii. Am putere să te scap, spunea Pilat. De fapt, dacă citim mai sus câteva versete anterioare, se poate vedea ce fel de putere stăpânea peste el. Iudeii au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu. Când a auzit aceste cuvinte Pilat, i-a fost și mai mare frică. Ioan 19,8 deci a fost frică și înainte dar acum parcă frica a crescut în intensitate, spune, i-a fost și mai mare frică, nu zic eu, decât înainte, că și înainte era frică, dar acum era și mai mare frică. Deci un om fricos din fire face risipă de putere înaintea Domnului Hristos. Am putere. Păi dacă ai putere de partea ta, de ce ți-e frică, Pilat? Observați, se purta cu Domnul Hristos ca și cu un om mărunt, un om ieftin, dar era frică de gloata care ar fi trebuit să fie măruntă și ieftină. Dar a inversat raportul de forțe. Încerca, nu e așa, să impună respect Domnului Hristos? Am putere. Și când se întorcea peste câteva minute de dialog cu Domnul Hristos în fața gloatei, tremura. Vedeți dumneavoastră, prieteni, jocurile de putere întotdeauna sunt periculoase. În orice formă de manifestare, nu numai în lumea socială, în lumea laică sau în lumea politică, care conduce, mă rog, țări și națiune astăzi, dar chiar și în biserică, în biserica Domnului, reglări de conturi și alte fenomene bizare ca acestea, să știți că întotdeauna au fost acele elemente care au îngheț-mânit creștinismul de credibilitate, de originalitate, plasându-l pe lista celor obișnuiți alături de ipocriții lumii. De aceea nu are Evanghelia putere, pentru că noi credincioși și creștini am permis și noi, în biserică, jocuri de putere. Acum, Pilat fusese mirosit că este un justițiar șantajabil și ușor influențat. L-a mirosit gloata, puterea pe care o pretindea că o are, trecuse de la el la gloată. De fapt, asta înseamnă jocuri de putere. Gloata făcea regulile jocului, acum, la tribunal. Jocurile de putere erau reglate de unul care stăpânea gloata? Și stăpânea în același timp și mintea coruptă de frică a lui Pilat. Iudeii, bineînțeles, au răspuns: Noi avem o lege și, după legea aceasta, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine, Fiul lui Dumnezeu. Cum adică, prieteni, s-a făcut pe sine, adică, așa cum toți cezarii pretindeau înrudirea lor cu Divinitatea, știindu-se clar că aceasta era doar. O glumă proastă. Acum, poporul îl trecea pe Domnul Iisus pe lista celor obișnuiți, care de obicei vedeți astăzi că se ceartă la televizor, în fiecare zi, dacă vreți, la jocuri de putere, că vezi, ar avea soluția pentru problema lumii și celălalt sau ceilalți n-ar avea soluția pentru problema lumii. Cezarul, într-adevăr, se făcuse pe sine, încarnarea Zeului Soare, fiul Soarelui, etc., și câte câte alte titluri pe care le avea. Dar, um, poți să-L pui pe Domnul Hristos pe aceeași unitate sau să-L măsori pe Domnul Hristos cu aceeași unitate de măsură. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Adică evreimia care spunea că are o lege și după legea aceasta acest Iisus trebuie să moară. Nu, după legea aceea pe care evreii o promovau, Iisus trebuia să trăiască pentru că legea îl declara pe Iisus nevinovat. Problema este că evreii au devenit atât de ipocriți încât au folosit legea ca un tertip politic pentru a scăpa de imaginea, de prezența acelui care încurca atât de mult jocurile de putere în lumea Ierusalimului, în lumea fariseilor, a saducheilor și a mai marilor bisericii. Mântuitorul îi readuce aminte lui Pilat că există un Dumnezeu deasupra tuturor și acest Dumnezeu i-a fost sau i-a încredințat lui Pilat această responsabilitate pe care Pilat o considera simplu putere. Atunci când vorbim de putere, de cele mai multe ori, puterea este întotdeauna asociată cu responsabilitatea. Sau de ce nu? Puterea în perspectiva Domnului Hristos înseamnă sau poate fi tradusă ca fiind responsabilitate. Când un om primește putere, el primește de fapt o responsabilitate pentru că el acționează în numele dătătorului legii, care este Dumnezeu, dată de sus. Și aceasta se referea, evident, la scumpul nostru tată din ceruri. Puterea este dată de sus, de la Dumnezeul luminilor. Autoritatea cezarului era dată de acela care îl judecau acum. Imaginați-vă, cezarul de la Roma primise putere de sus cu acordul Domnului Hristos autoritatea cezarului izvora tocmai de la acela pe care vreau să-l omoare și să-l pună pe cruce. Cezarul vroia să pună pe cruce sursa puterii care îl făcuse cezar, Domnul Hristos. Știți, așa va fi până la sfârșit. Vreau să amintesc câteva lucruri că suntem în timp de război. În Ucraina avem frați arestați pe baza unei legi care n-a intrat în vigoare. Frații noștri sunt arestați pentru că nu vor să ia parte la acest război de confuzie, un război fratecid în care ruși sunt căsătoriți cu ucrainieni, ucrainii cu ruși, adică frați ucrainieni care așteaptă pe Domnul sunt forțați să meargă la război și să omoare pe frați ruși care așteaptă și ei pe Domnul Isus, țin sabatul și mai pe hârtie spun că cele 10 porunci sunt importante. Și că să nu minți, să nu ucizi, să respecti ziua 7. La război astea nu sunt valabile. După ce trece războiul, ne ținem din nou credința. Credința se pune într-un rastel, se pune într-un seif și mergem la război și suntem ca toți ceilalți oameni. După care venim înapoi, dacă mai venim, și ne reluăm credința care o ținem acasă. Să binecuvânteze biserica acest carnagiu fratecid în numele jocurilor de putere? Adică un ortodox ucrainian trebuie să omoare un ortodox rus. ortodoxul rus trebuie să omoare ortodoxul ucrainian. Baptistul rus trebuie să omoare baptistul ucrainian. Să meargă împotriva baptistului rus. Adventistul rus trebuie să meargă împotriva adventistului ucrainian. Nu vedeți ceva straniu în toată această reglare de conturi? Este Hristos al rușilor mai mult și mai puțin al ucrainienilor? este Hristos mai mult al ucrainienilor și mai puțin al rușilor. Prieteni, ceva este putred aici. Cineva își bate joc de păpușarii acestei lumi. Cineva controlează mintea celor care au primit puterea de la Dumnezeu. Acum, pentru că toți suntem la capitolul acesta, trebuie să menționez că în timpul prezent se fac arestări în rândurile fraților noștri care refuză să o omoare pe fraților de dincolo de gard. Deci și sunt legi bune care au menirea de a proteja viața și conștiința individului, acestea în timp de război sunt total ignorate. Vă să aminte ca și în timpul Domnului Hristos. Judecă C San Sinedriul, judecă Consiliul nostru, un om care nu e prezent și nu are posibilitatea să se apere. Observați, erau legi pe care Sanhedrimul sau Sinedriul de atunci intenționat încercau să le calce sau să le ignore, ca să-L vadă pe Hristos crucificat cât se poate de repede. Din nefericire, prieteni, războiul nu este nici soluție și războiul nu va duce nicăieri. Am înțeles că avem avocatul care apără sau ar trebui să apere interesele societăților creștine care, mă rog, au punctul ăsta de vedere că noi trebuie să ne iubim dușmanii și să nu omorâm pe oameni. Declarații care nu le-am făcut eu, ci nu le-am inventat eu, ci Domnul Hristos binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, iubiți-vă dușmanii, nu? Așa spunea Mântuitorul. Declarațiile acestea, de fapt, sunt puse la index și uitate pentru o vreme. Din nefericire, acest domn avocat, sărăcuțul de el, îi e frică să meargă în instanță să apere interesul fraților noștri de teama de a nu fi luat la război și pus pe linia frontului. Astfel de trădări se găsesc peste tot în lume, de aceea nu ne putem pune încrederea în oameni. Când vorbim despre jocuri de putere, putem să aplicăm războiul Ucraina-Rusia în faza invadat-invadator, exact ca pe vremea Domnului Hristos. Domnul Hristos făcuse bine și evreilor și romanilor. De fapt, evreii vroiau să-l voteze ca rege, dacă era un rege combatant, un rege războinic, care să inițieze o resuscitare militară în Israel, care să-i ducă pe oamenii în zelul lor până la Roma, așa cum spunea Baezid, am jurat că din pristolul de la Roma voi da calului o văz. Așa vreau și evrei să meargă la Roma, să distrugă această putere, acest imperiu care le făcuse atât de rău, pe drept cuvânt. Isus ar fi fost ales și barab ar fi fost crucificat dacă ar fi acceptat domnul propunerea de a începe un război împotriva Romei. Domnul, prieteni, a făcut bine și celor invadați, care erau evrei, în cazul nostru astăzi Ucraina este invadată, dar a făcut bine și invadatorilor. Domnul Hristos a lăudat credința unui sutaș roman. Domnul Hristos a făcut foarte mult pentru soldații romani, i-a tratat ca pe niște ființe umane, le-a dat sfaturi să nu luați mai mult decât chenzina sau salariul care vi se dă, să nu opresați pe oameni, să nu cu Toate declarațiile astea a Domnului Hristos pe care le-a făcut el, interacțiunea prietenească cu invadatorul, cu persecutorul, a stămit mânia evreilor. Nu e logic, tu ești evreu întâi. Tu nu ai cum să iubești pe romani. Și aceasta a stănit ura romanilor. Isus a făcut bine și invadațiilor. Palestina era o provincie invadată de romani. Și Domnul Hristos a făcut minuni și pentru, pentru evrei. I-a ajutat, i-a vindecat, a deschis ochii orbilor, a făcut tot ce s-a putut face posibil pentru a-i ajuta și pe cei invadați. Deci, iată, ne, prieteni, că avem de-a face cu Israel versus Roma. Imperiul Roman invadase Israelul, astăzi Rusia a invadat Ucraina. Și până la urmă, frații noștri sunt persecutați de ambele autorități. Până la urmă, frații noștri sunt persecutați și de cei care sunt invadați, de frații noștri, prietenii noștri ucrainieni, iar în cealaltă tabără, romanii sau rușii, dacă vreți, persecută pe ponaționalilor care nu vor să meargă la război pentru că sunt frații noștri. Până la urmă, Domnul Iisus a fost ucis și va fi ucis întotdeauna, în fiecare generație, de ambele tabere aflate în război, de invadatori și de invadați. La cruce, ucraininii și rușii, deși se urau sau să luptau, s-au unit ca să-L pună pe Domnul Hristos pe cruce. Evreii, cei invadați și romanii, invadatorii, au bătut palma și au zis la moarte cu el. Dar asta nu înseamnă că a fost pace între evrei și romani. Asta nu înseamnă că dacă pui sau persecuți pe urmașii creștini, așteptători ai Domnului Hristos, îi persecuți în Ucraina sau îi persecuți în Rusia, te unești n-ai persecuta pe aceștia, deși tu ești în conflict și război. Asta nu înseamnă că va aduce pacea între Ucraina și Rusia. Când judecătorii îi întreabă pe frații noștri, mai tineri, alții adulți, alții chiar în vârstă. Păi de ce nu vrei să mergi să omori rușii? Pentru că ei vin peste noi. Frățiorii noștri răspund, dar noi avem frați în Rusia. Și frații noștri ruși sunt în fața aceleași instanțe ca și noi aici. Pentru că nu vor să vină să invadeze Ucraina. Ei stau acasă și mai degrabă suferă persecuția decât să vină să verse sau să omoare o singură viață de ucrainian. În același timp, rușii îi spun, de ce nu vreți să mergeți să invadați, să participați cu noi la război în Ucraina? Și frații noștri ruși spun pentru că frații noștri ucrainieni și ei au poziția aceasta și nu vor să meargă să omoare. Niciun frate din biserica noastră nu vine în Rusia pentru război. Și în ambele părți observați judecător ucrainian, judecător rus, persecută adventiște de tip reformator, care cred că să nu ucizi, să ții sabatul, porunca a patra, să nu minți, să nu ucizi, toate aceste porunci se țin permanent și în timp de război, nu numai în timp de pace. Prietenii judecătorii își pun mâinile în cap și spun câteodată întrebări care le-ați auzit și în România pe vremea comunismului. Băi nenorociților, băi, băi nemerniciilor, băi, bă, ce s-ar întâmpla că, dacă toată lumea ar fi ca voi? Oamenii au pus o întrebare în care au avut și răspunsul. Când judecătorul, în timp real, i-a întrebat pe frații noștri ce s-ar întâmpla cu lumea dacă toată lumea ar fi ca voi. Păi n-ar mai exista război. Să-i faci pe toți ucrainienii și pe toți rușii așteptători ai revenirii Domnului Hristos. Să-i faci pe toți ucrainienii și rușii să-i faci oameni care să creadă că împărăția lui Dumnezeu nu e din lumea asta. Să-i faci pe toți evrei și pe toți romanii să aștepte a doua revenire a Domnului Hristos. Eu cred că este cea mai simplă soluție pentru salvarea, pentru pacea lumii. Dar, observați dumneavoastră, nu putem să avem două lumi. Nu putem accesa două lumi. Nu se poate câștiga două lumi. Știți că tânărul bogat, căruia i s-a spus, vin de tot ce ai și vină după mine, a fost supărat. Dar n-a fost supărat pentru că avea multe averi neapărat. Și aia era important, că avea multe averi și bogăția era un idol pentru el dar supărarea cea mai mare venea din faptul că el nu putea câștiga două lumi. Asta era marea lui supărare. De ce nu-l pot păstra și pe Isus și averea? De aici venea problema lui, de aici venea supărarea lui. Iubesc bogăția, dar iubesc și pe Isus. Tânărul bogat iubea două lucruri. Tânărul bogat, de fapt, iubea două lumi și nu le putea avea. De aceea a plecat de la Domnul Hristos supărat. Nu pentru că nu și-ar fi vândut averea finalmente, pentru că nu putea să-și păstreze averea și să-l păstreze și pe Domnul Hristos. Așa sunt foarte mulți creștini astăzi, care sunt bogați ca și tânărul bogat. Poate sunt și eu ca tânărul bogat. Așa de bogat încât sunt atât de ticălos, atât de nenorocit, atât de sărac, atât de orb, atât de gol, încât îmi permit riscul sau luxul de a crede că eu pot păstra și bogăția mea de aici, și nemernicia mea de aici, pot păstra și nenorocita mea stare de la odicean aici și pot câștiga și lumea pe care a prezentat-o Domnul Isus. Prieteni, la Odiseenii, cei care așteaptă pe Domnul, adventiști, conservatori, istorici, adventiști din marea familie, așteptătorii Domnului Hristos, noi toți suntem o familie mare. Frații mei, prieteni, noi toți așteptăm pe Domnul Isus Hristos. Noi, să știți, ca la audicieni, ca la audicieni, noi iubim pe Isus, dar iubim și lumea asta. Și practic facem jocul periculos de putere, în care încercăm să reglăm niște conturi ca tânărul bogat. Vreau să-mi păstrez și averea și vreau să-L iubesc și pe Domnul Hristos. În inimă împărțită, ucrainienii, rușii, evrei, romanii, Războaiele vor fi, au fost și vor mai fi până la revenirea Domnului Hristos. Problema este unde stă creștinul? Unde stă urmașul Domnului Hristos în toate aceste reglaje de conturi și jocuri de putere? Dragii mei prieteni, eu cred că ceea ce a spus Domnul Iisus lui Petru bagă sabia în teacă, că și toți cei ce ridică sabia de sabia vor pieri, este o declarație extrem de unilaterală, adică toți, spune Isus. Nu i-a spus lui Petru, bagă sabia în teacă, că vezi, măre Doamne, unii dintre cei care ridică sabia vor peri, iar alții dintre cei care ridică sabia vor merge acasă liniștiți, nu? Domnul Hristos a spus, bagă sabia în teacă, că și toți cei ce ridică sabia, de sabie vor pieri. Aceeași declarație este reiterată de Domnul Isus Hristos în Cartea Apocalipsei, în capitolul 13, la versetul 10. Cine duce pe alții în robie, adică cine îi bagă pe alții în pușcărie, va fi dus și el în pușcărie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea sfinților. Acum, avem două clase. Ăia care sunt duși în pușcărie și ăia care duc în pușcărie. Ăia care omoară cu sabia și ăia care se lasă să fie omorâți cu sabia. Aici este răbdarea sfinților. Avem un cain care bagă pușcărie pe Abel. Avem un, un, un Abel care se lasă omorât de cain. Atenție! Și după aia Iisus spune, bravo! Aici este răbdarea lui Abel. Aici este răbdarea lui Abel. Care păstrează poruncile meseu și credința Domnului Hristos. Aici este răbdarea celui care se lasă ucis mai degrabă decât să fie ucis. Cineva, într-o discuție, pusese tematica cum l-au fi omorât Cain pe Abel. Fraților, tradiția spune: că Cain a venit, a venit undeva de la spate și a tot un par în capul lui, lui Abel. Eu nu cred că aceasta a fost bătaia. El s-a ridicat împotriva fratelui lui. Asta înseamnă că Abel era complet conștient de intențiile criminale a lui Cain. Și de ce nu s-o fi apărat Abel? Sau s-o fi apărat și Cain l-a biluit? Abel e convingerea mea personală, reprezentând pe mielul lui Dumnezeu, care a fost cuipat în față și pălmuit și bajocorit, a cărui haine au fost rupte de pe el în mod rușinos și care au fost vândute la licitație în fața crucii de către soldații romani. Aceast, acest comportament care a uimit Universul este același comportament pe care l-a avut Abel, care simboliza de departe, în lumea antitipică, pe cel ce avea să vină și să mântuiască lumea pe Domnul nostru Isus Hristos. Am abordat subiectul ăsta de foarte multe ori, prieteni, dar este un subiect care sângerează în sufletul meu până la revenirea Domnului Hristos. Creștinii n-ar trebui să participe la jocurile de putere ale celor care conduc lumea. Nu. Creștinii n-ar trebui să fie carne de tun pentru reglarea conturilor oamenilor politici. Creștinii ar trebui să-și păstreze verticalitatea și să îl pună pe Dumnezeu în primă instanță și apoi pe rom, pe cezar. Oferim cezarului respect, dar nu uita cezar că închinarea i-o dăm numai lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei prieteni, așa cum spunea o pană inspirată, în război se desfătează doar o singură persoană. Dușmanul lui Dumnezeu, spune pană inspirată, în care suflete de oameni, mii și milioane, ajung acolo în iureșul, în infernul bătălii, fără ca să fie pregătiți pentru vieșnicie. Acolo sufletul trece de la viață la moarte în mod subit, instantaneu, fără ca o pregătire sufletească, emoțională, mentală, împrealabil, să-i ajute pe oameni să moară cu demnitate. De aceea războiul nu este teritoriul îngerilor lui Dumnezeu. Războiul, în special acest război de pe pământul acesta, război de confuzie, este întotdeauna artea dușmanului lui Dumnezeu. Uitați-vă, dragii mei prieteni, în istoria poporului român, dacă nu e război de confuzie, spuneți-mi dumneavoastră ce e. Suntem un popor mic, ne-au luat ăștia mari din vest, am luptat cu nemții împotriva rușilor. După aia s-au schimbat jocurile de putere, s-au reglementat, mă rog, elementele, conturile. Am trecut, au venit rușii, ne-au luat cu japca, haide să luptăm împotriva nemților. Spuneți-mi dumneavoastră eu cu cine votez, pentru cine lupt, pentru cine mor. Mi-aduc aminte de experiența frai, fraților noștri din Ucraina care au refuzat să meargă la război și au trăit aceeași aventură, aceeași experiență tristă. Săraci au venit, nemții și-au zis, nu vreți să mergeți cu noi în boliva rușilor? La pușcărie. Și frații noștri au fost băgați în pușcărie pentru că n-au vrut să meargă să omoare ruși. După aia frontul s-a schimbat, au venit rușii peste frați în Ucraina, i-au scos din pușcărie. De deci, ce ați fost mai băgați în pușcărie? Păi am fost băgați în pușcărie că am vrut să venim să vă omorâm pe dumneavoastră. A, oh, foarte bine, voi sunteți prietenii noștri, ia o vot ca cu noi și hai să mergem să omorâm pe nemți. Păi nu, că nu putem să omorâm nici pe nemți. A, ah, nemții vă sunt prieteni, înapoi în pușcărie. Vedeți dumneavoastră cum sunt reglate conturile în lumea aceasta? Creștinul nu contează în ce generație s-a născut, va fi întotdeauna persecutat atât de invadați cât și de invadatori. Israelul care era un teritoriu, erau teritoriu invadat A persecutat pe Domnul Hristos Romanii care erau invadatori Au persecutat pe Domnul Hristos Persecutații și persecutorii dau mâna Ca să omoare poporul lui Dumnezeu În cazul nostru Ucrainienii persecută pe urmașii Domnului Hristos Frații și prietenii noștri rușii La fel persecutorii Persecută, bagă în tribunal pe poporul lui Dumnezeu Oricum o dai, că vorbim de ucrainieni care sunt persecutații, că vorbim de ruși care sunt persecutorii sau invadatori, ambele partide, ambele fracțiuni, ambele puteri încleștate într-o luptă oarbă, persecută și bagă în pușcărie pe cei care păzesc poruncile Lui Dumnezeu, credința Lui Hristos și exercit acolo, în timpul bagiocurii în pușcărie, răbdarea lui Abel, răbdarea Sfinților. Fie ca Dumnezeu să ne ajute în aceste momente de tristă situație în care sânge curge pe jos, este vărsat în mod nenecesar. Noi ca și creștini să ne aplecăm capetele în rugăciune și să putem să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru câteva clipe de har pe care le avem și noi, le mai avem și noi, până când ne va veni și nouă rândul. Dragii mei prieteni, zilele poporului Dumnezeu sunt numărate. Jocurile de putere vor fi făcute din nou, și, într-o ultimă instanță, la nivel mondial, atât persecutații cât și persecutorii vor da mâna la cruce ca să ne restignească pe cei care păzesc porunci Dumnezeu și credința Domnului Hristos și care cred că în timp de iarnă sau în timp de vară, cele 10 porunci trebuie respectate. Aceasta a fost deviza noastră întotdeauna. Legea lui Dumnezeu este permanentă, legea lui Dumnezeu este sursa tuturor legilor bune și drepte din lumea aceasta, Legea lui Dumnezeu este caracterul lui Dumnezeu, care este net superioară legilor lumii și pentru că legea lui Dumnezeu reprezintă caracterul Tatălui nostru din cerul și caracterul Domnului Isus Hristos, această lege a lui Dumnezeu trebuie pusă deasupra legilor cezarului, deasupra diademei acestei, a cezarului acestei lumi. Este punctul de vedere cel mai sănătos al Scripturii, asta este convingerea mea și sunt ferm convins că într-o bună zi vom plăti prețul declarațiilor noastre, vom plăti prețul credinței pe care îl manifestăm astăzi, să ne ajute Dumnezeu să nu trădăm și să fim credincioși până la moarte ca să primim cununa vieții. În numele Lui Isus, îi mulțumesc Tatălui Ceresc pentru har, pentru dragoste, pentru timpul acesta de libertate în care îmi putem exprima gânduri și idei. Tatăl nostru din ceruri, în această seară ne rugăm pentru frații noștri care refuză să omoare oameni care nu i-au văzut în viața lor. Din Ucraina sau din Rusia. Ne rugăm pentru judecătorii din Ucraina, judecătorii din Rusia, care vor să pună în temniță pe credincioșii tăi. Dă-le, Doamne, înțelepciune să vadă în ei nevinovăția lui Abel, nevinovăția Domnului Iisus Hristos. Ajută, Doamne, pe frățiorii noștri scumpi care au lăsat acasă soții cu copii, familii, părinți și care astăzi sunt închiși în patru ziduri bajocuriți, huiduiți de cei care sunt deja contaminați de aerul războiului și aerul urii, întărește-i tu, Doamne, pe frații noștri. Ca o dinioară, coboară-te tu în celul aceea și dă-le pâine caldă din cer. Ajută-i să primească tot ce vor primi cu bucurie, pentru că o primesc în numele și pentru Domnul Isus. Ai milă și de noi, cei care suntem pe margine, deocamdată martori, să ne aducem aminte de zilele prin care am trecut prin aceeași greutăți și să nu uităm sursa puterii, sursa autorității, sursa responsabilității care vine întotdeauna de la tine. În numele Lui Isus îți mulțumim pentru că ai acomodat timp pentru noi în această seară să povestim despre dragostea și iubirea ta, de acum și în veci. Amin.